Numărul total al cazurilor de viroze respiratorii înregistrat în această săptămână, 1320, este însă mai scăzut față de valoarea înregistrată în săptămâna anterioară, 1711 cazuri, iar ponderea spitalizărilor a fost de peste 24%. Valori scăzute au fost înregistrate la toate tipurile de viroze, 847 de cazuri de ACRS, 469 cazuri de pneumopatie acută. Am avut și 6 cazuri suspecte de gripă, am trimis la București, dintre acestea 4 au fost confirmate, dintre care 3 cu virusul gripal tip AH1 și 1 cu virusul tip AH3. Pacienții sunt pacienți din grupe de vârstă mari, 15-40 de ani și peste 40 de ani. Evoluția lor este bună, să sperăm că încet, încet numărul virozelor va scădea și implicit și a cazurilor de gripă. În cazul îmbolnăvirii, medicii ne sfătuiesc să ne prezentăm la doctor încă de la primele simptome, să încercăm să consumăm cât mai multe fructe și legume bogate în vitamina C, să ne îmbrăcăm adecvat și să evităm spațiile aglomerate.